Hristos a înviat. Sâmbătă seara, Biserica Sfântul Ștefan din cartierul Brădet al municipiului Zalău a fost neîncăpătoare pentru credincioșii care au participat la slujbă și au luat mai apoi lumină. Cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Noaptea Sfântă a Învierii Domnului, a adunat și în acest an mii de credincioși. Cu credință în suflete și lumânări în mâini, oamenii au venit să primească lumină și să ducă pacea sfântă a Învierii în inimile și casele lor. Luați lumină! Veniți de luați lumină, veniți de luați lumină. Asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Fim izbăviți noi de tot necazul, mândria, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pământului, acela este împăratul măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă deschideți porți veșnice și va intra împăratul măririi. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel biruitor în războaie, acela este împăratul măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice să intre împăratul măririi. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie, Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte Thank you.
Maghiar. Hristos a înviat. Credincioși iubitori de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-un bucuria Domnului Său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia cum răsplata. De a lucra cineva din ceasul cel de întâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a veni cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască. De a ajunge cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajunge cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie și acelui îi plătește și acestea dăruiește. Și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta, intrați toți într-o bucuria Domnului nostru și cel din tâi, cel de-al doilea, luați plata, bogații și săraci împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși și cinstiți ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că n-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului și a stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Prădata iadul cel ce s-a pogrăt în iad, umplutul de amărăciune fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte, înțelegând-o Isaia, a strigat, iadul, zice, s-a mărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul s-a că s-a stricat, s-a mărât că a fost batjocolit, s-a mărât că a fost omărât,
s-a mărât că s-a surpat, s-a mărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este iadul, biruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul a Hristos și au căzut diavolii. Înviat a Hristos se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos nici un mormânt nu este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut Lui, se cuie slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, ce înțelept și generos cuvânt a avut Sfântul Ioan Gură de Aur cu 1700 de ani. Și în această înșiruire și cuvânt de învățătură putem să ne regăsim cu toți, absolut cu toți, fapte minunate și cei fără de fapte. Oare de ce? Măreția evenimentului învierii a copleșit lumea. A și schimbat lumea. O altă lume a început. Și s-a întemeiat Biserica lui Hristos în care să lucrează mântuirea și prin care vom dobândi Raiul lui Dumnezeu. De aceea, în această noapte sfântă, în care dumneavoastră ați luminat pământul cu lumânările aprinse și cerul a slipit cu stelele lui, vă întâmpin cum a întâmpinat Iisus femeile mironosițe. Bucurați-vă! Să nu vă obosească cuvântul, că l-auzim mereu, dar este, cred, cel mai potrivit în esență a exprima ceea ce trebuie să trăim în aceste vremuri și în această noapte și în cele ce vin. Hristos a înviat și ne-a asigurat învierea și viața veșnică. Și ce poate fi mai important ca aceasta? În multe urări și SMS-uri și câte primiți, adesea se vorbește de lumină, de pace, de bucurie, urări de sănătate în final. Dar au citit și au aflat că, într-adevăr, învierea a adus lumină mai întâi. S-a luminat lumea prin Hristos și prin învățătura Lui. S-a schimbat lumea. Să vrea pace. Și chiar în ziua învierii, când apostolii erau tulburați de cele câte au văzut, Iisus le-a venit și ce le-a spus? Pace vouă! Deci pacea este atât de importantă și s-a rostit de Domnul în ziua învierii Lui. Pace în casă, pace în familie, pace în comunitate, pace în lume! Și când nu e pace, cât rău și câtă suferință și cât necaz și câtă lacrimă. De aceea, cu mai mari noștri și noi, la dimensiune vieții noastre, să promovăm pacea și buna învoire de altfel, cum au cântat îngerii. Și lângă lumină și pace, bucurie, de care am pomenit și care, la care s-a referit prin excelență Sfântul Ioan Gură de Aur. Așadar, fiți fericiți, iubiți credincioși, toți cei de aici și cei de afară, că v-a mai învrăcit Dumnezeu odată
să sărbăm învierea și să slăvim pe Dumnezeu. Și întotdeauna învierea care o prindem și o mai ajungem să fie cu slavă și laudă lui Dumnezeu și aleasă mulțumită pentru că a fost pentru noi. Și acest act de excepție a fost pentru fiecare din noi. De aceea vă îmbrățișez cu drag eu și părinții împreună slujitori pe toți cei ce iată în toiul nopții din datină străbună, de la pruncii cei mai mici care au rezistat serii și somnului și până la cei mai cărunți, că ne-am vrănicit Dumnezeu să mai servăm o înviere împreună. Bucurați-vă așadar și la masa pascală și toată lumea să treacă peste minusurile vieții pentru că a înviat Hristos și a dus bucurie și mântuire lumii. Bucuria noastră din acest an trebuie exprimată și față de aceste două familii, Pop Grigore și Dana, și cu Ardelean Ioan și Dorina, care, deși nu stau efectiv la noi în parohie, din dragoste pentru Biserica lui Hristos și pentru prasnicul acesta strălucit al Învierii, de mai multă vreme și-au exprimat gândul că vreau să ne plătească Paștele. Și iată, au făcut-o în acest an. Vă mulțumim, generoase familii ce sunteți. Ne-ați primenit biserica cu o firmă din aceasta care a prospătat-o de două ori și ieri, parcă sau dimineața, au mai trecut odată să o primenească covoarele și nu numai atât. Că pâinea și vinul sunt esențiale, dar pe lângă ele, toate câte sunt de pași s-au împlinit, lumânări, flori, tămâie și câte ori mai fi fost. Vă mulțumim pentru aceasta. Noi, cum a zis Petru la templu, aur și argint n-avem să vă dăm. Dar vă dăm mulțumirea și recunoștința noastră pentru tot ceea ce ați făcut și pentru gândul cel bun care, iată, îl mai aveți față de noi și pe care vi-l exprim și dumneavoastră, iată, în această noapte sfântă. Și au propus ca pe lângă cele ce am pomenit aici, nu simple și nu ieftine într-un cuvânt, în acest an, dacă ajută Dumnezeu, până spre sfârșitul anului, să ne mai doteze biserica cu băncuțele laterale unde sunt scaune, să punem bănci, cam cum sunt acestea din față, și la copii încă scaune, mobilier într-un cuvânt. Mulțumim! Dumnezeu să vă răsplătească! Și sunt convins că dacă Iisus a spus cel ce a înviat și a dovedit dumnezeirea Lui, va plăti paharul de apă, cu adevărat crede că și toată jertfelnicia pentru casa Lui și pentru biserica Lui bine primită, va fi și cu răsplată însutită și minte. Aș vrea să pomenesc și doi tineri studenți, Iustin și cu Raul, Costi Iustin și Groza Raul, care iată, prin strădania lor, au dat o fugă cu mașina, cum se spune, până la aeroportul din Cluj și ne-a dus Sfânta Lumină. Fraților, poate suntem așa, mai cum e omul cu ale lui. E o minune Sfânta Lumină. E o minune care se repetă în fiecare an în Ierusalim. Astăzi, la ora 2:30, cred, s-a prins lumina în mormântul Domnului.
Și de acolo i-a ajuns până la Sfântul Ștefan și nu numai până aici. Când toată lumea creștină din Europa, prin excelență, a fost dusă ca să avem lumina de care am pomenit de la Hristos, de la mormântul Lui. Să o privim și să o gândim ca o lumină care, dacă s-a stins, ca așa trebuie acum cu atâta prudență să nu se întâmple ceva în sufletul nostru, să nu se stingă niciodată și să ne lumineze calea vieții cu Hristos să viețuim și într-o bucuria Lui să ajungem. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Se vor distribui Paștile de la multe mese cu răbdare pentru toată lumea. Mâine de la ora 9 la Dumnezeiasca slujbă a canonului Învierii și apoi la Sfânta Liturghie. Cu noi să fie Bunul Dumnezeu, să ne ajute, ne primească Sfântele slujbe și să avem sărbători fericite de Învierea Domnului, de lumină, de pace și de bucurie cu toți cei dragi ai dumneavoastră. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Asta ca o pune. Așteptați. Unde? Dorit Audi.